Accident în lanț după ce un șofer nu a acordat prioritate. Totul s-a întâmplat în intersecția Groazei, unde periodic conducătorii severineni sunt implicați în accidente rutiere de amploare. Trei autoturisme au fost avariate după ce unul dintre șoferi nu a respectat indicatorul stop. Totul s-a întâmplat în municipiul Drobeta, Turnu Severin, la intersecția străzilor Cicero cu Cede Ionescu. Ca de obicei, Cede Ionescu cu strada Cicero, accidente mereu. Și n-a fost de vină? Deocamdată nu știu, dar deci s-ar presupune că dânsul cu Smart-ul ar fi ieșit de pe Cede Ionescu, n-a acordat prioritate și a intrat dânsul, venea cu mașina din jos, a croșat-o și a întors-o aici și dânsul, mă rog, a intrat că, pe semne că n-a mai avut timp să mai oprească. Acum, văd că au fost trei mașini. Da, trei mașini și doamna domnișoara de acolo, care a avut puține dureri, dar nu a luat-o ca la spital, i-a morțea mâna. Dar din șocul acela puternic, normal că se poate întâmpla și mai rău. Acum ferească Dumnezeu. Bine că este numai atât și nu s-a întâmplat mai rău. Neacordarea priorității, viteză mare, noaptea să circulă pe aici, e raliu cu mașinile, artera aceasta este foarte circulată față de Walter Mărăcineanu, care ar fi putut să ocole să dea și pe acolo să cumea. Dar nu știu ce se întâmplă cu strada Cicero, că a ajuns enorm. După ce e îngustă, este și foarte circulată. Se pare că din lipsă de atenție, tot mai mulți șoferi ajung să fie implicați în astfel de accidente, în special la această intersecție. În urma impactului de astăzi, o persoană a suferit o traumă minoră, refuzând însă transportul la spital, iar unul dintre autoturisme a intrat violent în gardul unei locuințe. Oamenii legii au deschis în acest caz dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De vină ar fi fost un șofer ce conducea o mașină de livrări la domiciliu. Pagubele materiale sunt însemnate, în urma impactului fiind distrus și gardul unei case. Dar ați auzit ce s-a întâmplat? Că mașina aia nu a avut frâne și a venit pe sensul neprioritar. La data de 8 iunie anul curent, ora 14:08, pe strada Cicero, la intersecția cu strada Cede Ionescu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 26 de ani din județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cede Ionescu la intersecția cu strada Cicero, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 26 de ani din comuna Breznița Ocol. Din coliziune, autoturismul condus de tânără a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, apoi a intrat în coliziune cu un gard din beton al unui imobil de pe strada Cicero. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto, care a primit îngrijiri medicale la fața locului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De vină ar fi fost un șofer ce conducea o mașină de livrări la domiciliu. Pagubele materiale sunt însemnate, în urma impactului fiind distrus și gardul unei case.